am găsit, stimați telespectatori, în eter, emisiunea cultural-artistică în limba moldovenească Plaiul Natal, eu prezentatarea Justina Cărăruș. Formația de muzică Pop Ozon a fost formată în anul 1999 de către Dan Balan și Petru Jelihovski la Chișinău. În 1999, trupa a lansat albumul lor de debut Dar unde ești? Componența formației a suferit schimbări. În 2001 este constituită din Dan Balan, Radu Sârbu și Arsenie Todiraj. Originar din Republica Moldova, trioul s-a lansat de fapt în România. Considerați a fi parte a curentului artistic românesc din regiunea istorică Moldova, care constă din numeroși artiști și muzicieni moldoveni afirmați plinar din România și Republica Moldova, așa numită invazie moldovenească, trioul s-a axat pe stilurile dance și eurodance, ajungând cu câteva melodiile lor să ocupe primul loc în topurile românești, moldovenești și internaționale. În august 2002, trupa a lansat al doilea album, Number One. În noiembrie 2003, formația a luat parte la concursul MTV Euro Music Awards. În anul 2004, al treilea album, Disc Ozon. La un an de la lansarea melodiei Dragoste din tei în România, cei trei de la Ozon au lansat acest superhit în toată Europa, ajungând pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon a fost 13 săptămâni pe locul întâi în Eurohearts și s-a vândut peste 8 milioane de discuri. În 2005, albumul a fost numit unul dintre cei mai bine vândute titluri din acest an. Duc. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei, numai, numai ei. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip. Ce sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Maya, ooh, Maya, oh,
Ситуация a susținut mai multe concerte în Republica Moldova, România, Rusia, Suedia, Germania, Franța, Italia și alte țări europene. Șlagărul Dragoste din Tei a fost prelucrat și a devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Deși considerat cel mai succes grup din Europa, în anul 2004, cei de la Ozon s-au despărțit pe 13 ianuarie 2005. Cei trei membri ai formației s-au lansat fiecare un proiecte individuale, continuând cariera solo. Băieții s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017, într-un concert live. Zdob și Zdub este o formație de rock alternativ din Moldova, înființată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, Republica Moldova. Zdob și Zdub combină mai multe stiluri muzicale. A reprezentat Republica Moldova la concursul muzical Eurovision 2005, unde s-a clasat pe locul 6, și la Eurovision 2011. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondială. Ci saluti. Buongiorno, dove vive la nonna Bunica Batedoba? Andiamo da... Sti duc la dinsa? La sudul Moldovei, înțelegi? La sud! Si. Ai bani? Va bene, euro. Hai, sui, sui, sui. Auzi, dar pe tine cum te cheamă? Marco, Marco Giovanni. Ah, Marco Polo. Si, Marco Polo. Auzi, Marco Polo, ți-i place muzica? Si, sì, muzica, opera, Pavarotti, Tarantella. Hardcore moldovinesc. E cos'è? Și atent.
speranță moldovnească. Cu de? Să-i o dai la femeie mea acolo, în Roma. A, e gorgonzola. Asta e brânză moldovnească. Să-i spui că ne-i tare, ne-i dor de dânsa. Tare o iubesc. Și o aștept să vin acasă. Zdob și Zdob a concertat în peste 20 țări europene, a înregistrat unele piese și a cântat live cu interpreți de folclor, artiști ca Varsinie Dinu din România, surorile Osoianu din Moldova, Trivo Iertienko, Rusia și așa mai departe. În octombrie 2010, trupa a lăsat un album în limba rusă numit «Белое вино, красное вино», din rusă «Vin alb, vin roșu». Pe parcursul unei perioade îndelungate, cu ocazii diferite, au fost înregistrate piese care, la fel din vari motive, nu au fost lansate. Acum sunt aduse sub coperte. Albumul conține câteva colaborări, versiunea rusească unor piese proprii și cover-uri. Grupul Vocal Lume s-a format în septembrie 2010 datorită cântecului «Lume, hai la vot», interpreți Irina Tarasiuk și Eduard Lopatenko, care înconjurau pe toți să meargă la alegeri și să-și dea votul, astfel îndeplinindu-și datoria civică. Atunci acest cântec a fost unul de succes, având mare presă la publicul larg. După o asemenea reacție a oamenilor la tandemul creativ Irina Tarasiuk și Eduard Lopatenko, ei au decis să continue să creeze și nu doar îndoiet, ci împreună cu Serge Kovalski. Ideea de a numi trupa Lume a fost lansată de Serge Kovalski, care a ținut să sublinieze că, așa cum a pornit luându-și având corabia în și spre lume, tot astfel trebuie să se numească grupul. Aceasta este preistoria creierii trioului Irina Tarasiuk, Sergiu Kovalski și Eduard Lopatenko. Una dintre cele mai importante piese ale grupului Vocal Lume, care a devenit carte de vizită a grupului, dar și unul dintre cântecele preferate ale patrioților moldovenilor, este cântecul «Da, suntem moldoveni». Apoi a mai apărut un hit «Isnova leta», clipul pentru acest cântec fiind filmat în Turcia. După aceea, grupa Lume a încetat să existe ca trioul, devenind duet Irina Tarasiuk și Serge Kovalski. Da, suntem moldoveni, cu asta ne mândrim, în Moldova ne-am născut, aici o să trăim. Orice s-a întâmplat, mereu eu voi rămâne, voi rămâne alături de cei dragi, ei de mine. Fericire nu se vinde, n-o poți cumpăra, ai grijă ce îți dorești, asta e viața ta, asta e viitorul tău, sunt sigur că îți pasă. Tu hotărești pe cine întâlnești seara acasă. Primul pas, primul cuvânt, prima iubire, lacrimi, zâmbete, neplăceri, fericire. Pe pământul strămoșesc, pe toate le trăim, țara mea Moldova, nu uita, noi te iubim. Banii au fost și vor fi o necesitate, contează să fii mulțumit și să mergi mai departe. De ce să înveți o altă limbă în străinătate, să afli ce e dor și singurătate? Da, suntem moldoveni, cu asta ne mândrim, în Moldova ne-am născut, aici o să trăim. Orice s-a întâmplat, mereu eu voi rămâne alături de cei dragi, ei de
вернуться за кордон. Да ну и пусть, я патриот своей страны и этим горжусь. Это моя страна, именно здесь мой дом. Ее красоты навсегда в сердце моем. День за днем, недели, месяцы и годы мы пронесем культуру нашего народа. Мы должны перестать испытывать страх. Мы независимы, значит, все в наших руках. Недаром Штефан Великий в пух и прах разбивал всех, кто нападал, нагоняя страх. На произвол судьбы он не бросал страну. Только за это низкий поклон ему. Наша родина мать, мы за нее в ответе. Я хочу, чтобы здесь росли мои дети. Я люблю эту страну и ее людей. И все, что в этой песне посвящается ей. Да, сунте Молдове, ку останем индрим. И Молдова нял не ску, а и чо се треим. Моче са интим план. Compune muzica și versurile pentru cânticile sale, atât în limba rusă, cât și în limba moldovenească. Creația grupului Vocal Lumea se axează pe patriotism, accentuând cele mai importante valori spirituale, morale și sociale ale țării, vieții și oamenilor în general, creând totodată compoziții pozitive și lagere. Ce zâmbetul tău, mereu. Bună
Bună dimineața, țară, sunt cu tine eu mereu. La greu am promis că am adins pe fără scris un vis. În trecut am apărut lângă codre dintr-o brut. Străbunii noștri stau la sfat, pământul ce l-au apărat, pentru vecini l-au lăsat în grija neamului bărbat. Din curtea unui gospodar, din zi în zi munca lui oferă un dar. Pentru noi este o lecție în continuare, ca viața copilor să aibă o schimbare. Suntem într-o călătorie prin lume, o să vină ziua în care hora o să adune. La o masă moldovenească o-mi face lume, și cânticul acest în toată țara o să răsune. Emisiunea noastră a luat sfârșit. Vă doresc succes, noi realizări și rămâneți alături de noi!